tăiat-o? Da. -15 grade afară. Februarie, în cât iază? În 6. Am fost în urmă cu 2 săptămâni, 300 de grame s-au dus, albinele sunt jos. Trebuie luate pungile, care nu le-au tras, unele le-au tras afară, trebuie luate și gratile, pentru că albinele duc pungile la urdiniș și blochează urdinișul. Până acum nu mi s-a întâmplat, dar am să le iau și gratile ca să poată să le scoată afară. Vin 3 tăieturi, are 300 de grame. Maria, acum mai puțin. Albinele încă sunt în jos, mai are miere, sunt în față. Ele o să vină, vin în sus și o să vină în spate, că mâncă. Acum le afum pentru că este cald, ca să se ducă jos, să omor cât mai puține albine. Este acest băț pentru aerisire. Eventual, dacă este umezială, pun și în partea aceasta altă. Cum am spus, condițiile sunt diferite față de acum 10-15 ani din cauza temperaturilor, care iarna nu mai țin aici. Asta este, nu mai țin așa. De exemplu, acesta, albinele au scos o bucățică, de ele scot și pungă întreagă altă dată, iasă, nu știu cum o fac, dar bucățile de pungi sunt întregi altă dată. Observat, la scândura de zbor veche, mai cade zahăr sau ce cade de sus, bucăți, și sunt aceste muște care cred că pun pe albine, depun ouă și fac larve în interior. Deci astea trebuie, o să înlocuiesc această scândură de zbor care este în cuie. Da, este căpăceală aici. Căpăceală și ceva zahăr. Nu iasă cu mâna, am să-l iau o șurubelniță și am să le desfac la toți. Albinele aduc și polen deja. Acum în 6 februarie al 1 s-a deschis în zonă. Există stupi care mai au cam un sfert din turtă. Probabil că am să mai bag. Deci o bucată din asta la mine are 300 de grame. Dar ele, cum se vede, sunt în față. În spate mai este miere. Eu le-aș băga ca să fiu sigur că nu mor, nu pentru stimulare. Stimularea mai târziu. Na, să mai vedem încă unul, care acum l-am deschis și după aceea am să opresc.
ca să mă ocup de el. Acesta iar au mâncat tot. Acum nu știu, pot să fie în dezvoltare, că nu mă interesează. Poate să fie ca ce a fost mai ușor de luat. Nu a fumat în jos. Da, cam atât o să arăt acum. Hai să mai deschid și asta, Maria. Totuși, până la urmă, ia să vedem dacă se vede și să mai povestim aici câte ceva. Am văzut că unii, acum 2-3 cât se uită la mine, cel puțin aceștia, să se uite și în altă parte, dar unii cam exagerează cu... Au și ei un stup acolo și pe la ala arată că are multe albine. Albinele nu este mare, este ceva diferență de întreținere în diferite feluri de lăzi. Dacă știi, deții bine acest dadant, adică astea românești, de tipul dadant, cam poți să faci orice, dar nu știu cât merită. Fiecare face ce îi convine, ce crede că face. Am citit la unul că el adună 200 de kilograme, va aduna 200 de kilograme de miere. Păi, ciudățenia ciudățenilor este că trebuie să ai cules continuu, trebuie să fie rapiță, salcâm, tei floarea soarelui. Păi nu prea prins tu să ai așa, hai să zicem că 30-40 la salcâm de familie de albine și toate să fie la fel, să ai tot 30-40 la tei, să ai mai vreo 50-60 la floarea soarelui și restul la ce să ai? Cum să adun 200 de kilograme? Deci este așa cum spun ăștia, facem autostrăzi, vin la televizor, facem autostrăzi, te trezești la 4 ani că n-au făcut nimic. Și așa este și cu albinele. Deci sunt tineri care habar n-au ce vorbesc. Eu nu zic că nu se poate aduna 200 de kilograme de miere. În principal, cel mai simplu să adun 200 kg de miere este să investești în zahăr. Dacă investești în zahăr, sigur, obții 200, dar nu de la florile din România. Sau poți obții, am zis, asta e la nivelul de România, poți obții, de exemplu, în Africa de Sud, în Noua Zeelandă, probabil în Australia. Am auzit mai demult că adună la 400 kg de miere. Dar eucaliptul, am înțeles că eucaliptul este continuu, deci 360 de zile din an înflorește. Ei, ăștia de acolo au mult stupi și se duc și văd unde înflorește floarea cu helicopterul. Păi la noi n-a ajuns așa ceva să fie un cules atâta de abundent. Deci 400 de kilograme de miere se poate obține, dar în zonele astea, dar v-am spus în ce condiții, să te fugi după floare dintr-o parte în alta. Păi în România cea mai bogată floare este delta Dunării, delta Dunării de la mare. Deci acolo este, acolo se duc, se obține mult. Dar nici acolo nu se obțin 200 de kilograme, așa cum zice unul că va obține. Asta deci ciudățenie. Așa că puteți, deci eu, părerea mea este să citiți, să vedeți, dar să vă dați seama că atunci când întreții albinele este altceva. Când ești tânăr, e o chestiune, pentru că eu am spus 20, probabil 25 de ani am avut multe etajate. Bunicul am avut Lions și de ceva de Lions, așa lung în jos, deci eu am trecut la Dadan și imediat, nu știu, 2-3 ani, am făcut multietajat și am mers la multietajat, cred că până prin 2010, deci vreo 30 de ani. Nu mai știu, deci aș putea să știu pentru că am niște repere, dar nu mai spun.
eu încerc să vă arăt greșelile la albine. Greșelile, să nu faceți greșelile, în principal greșelile pe care le-am făcut eu. Și mai spun chestiuni pe care nu le-am observat în literatura, în literatura de specialitate. E, acum că soția se ocupă singură și nu face mare chestie pe aici, ați, probabil că v-ați uitat, ați urmărit-o puțin și care-i situația. E, și cam asta e. Deci un stup este multietajat. Multietajat sunt cel puțin două corpuri. Păi când sunt două corpuri normale, este un dadan, cum am eu, plus magazie. Păi ăla trebuie să fie plină de albine, că ai tu numai într-un corp, într-un corp, deci un corp cu albine și ăla nu este foarte dezvoltat cum este la mine, ăla nu poți să-l faci pe multietajat, că n-ai cum să-i spui multietajat. El este întreținerea exact ca aici. Întreținerea asta este baza la apicultură. Deci toată filozofia este că albina are 6 picioare, poate să adune cât adună ea, albina noastră asta carpatică, care trăiește în Carpați, prin Carpați, este o albină care permite ierni lungi. Albina italiană și ghem mare, cu ghem mare, cu multe albine, este diferită, dar ea nu se dezvoltă bine atunci când sunt iernile lungi, îi trebuie cules continuu. Asta nu este la noi. Acum am vorbit cam mult. Sunt multe de povestit la în apicultură, dar probabil că o să mă mai povestesc, că mă mai supără câte unul. Îmi pare rău că mă supără, că n-ar trebui, ar trebui să-i răspund calm. Vă urez succes în continuare și fiecare are sistemul lui de a lucra în apicultură. Cu diferiți stupi, că v-am spus, asta nu contează. Ce vrea să încerce, să încerce. Câți ani vrea, este plăcerea lui.